Bună ziua, doamna directoare, bună ziua, doamna doctor, mulțumesc foarte mult că v-ați deschis porțile asociației noastre pentru a le face o mică bucurie copiilor internați în această secție. Vine 1 iunie, spuneți-ne ce faceți în primul rând și câți copii aveți internați? Bună ziua, bine v-am găsit din nou, bine ați venit încă o dată pe la noi. Suntem aici în cadrul compartimentelor de neurologie pediatrică și psihiatrie pediatrică. Avem un număr de 6 pacienți deocamdată internați, întrucât secția noastră acum este și secție suport COVID și numărul de paturi este un pic diminuat. Ziua de 1 iunie este o bucurie pentru toți copiii. Cu ajutorul dumneavoastră este o bucurie și pentru copiii noștri internați în compartimentele de psihiatrie și neurologie pediatrică și vă mulțumim foarte mult pe această cale dumneavoastră și Asociației Ziarului Sănătatea. Și noi vă mulțumim foarte mult și mulțumim și tuturor colaboratorilor care sunt alături de noi. Doamna doctor, spuneți-ne, apropo de micuții internați și de diagnosticele pe care ei le primesc, cât de greu se face recuperarea unor astfel de copii? În general, recuperarea este de lungă durată și este cu atât mai grea cu cât copiii provin din medii defavorizate și atunci accesul la sistem și la metode mai moderne de recuperare este mai greu. Vorbim de ani de recuperare în care trebuie implicați pe lângă toți specialiștii din domeniu și familia este extrem de importantă. Și atunci aici sunt piedicile noastre de multe ori, pentru că familia așteaptă frecvent o rețetă așa la pediatrie, miracol, care au un roșu în gât, un tratament care în câteva zile să rezolve totul. Ori lucrurile nu se rezolvă doar prin tratament. Spuneți că unii dintre ei provin din medii defavorizate. Din păcate, sunt cazuri în care ajung prea târziu la dumneavoastră, nedându-și seama părinții ce probleme au copiii? Da, există și astfel de cazuri și de multe ori, cu cât nivelul de instrucție este mai scăzut, cu atât ajung mai târziu, pe ideea lasă că o să-și revină, vorbește el mai târziu și tata a fost așa. Și ajung frecvent când se pune problema școlarizării și atunci regulile sunt mult mai clar evidențiate și văd și ei că lucrurile nu s-au recuperat de la sine. Am înțeles. Și ca și diagnostice ne puteți enumera pe scurt cam ce fel de boli au micuții care sunt internați aici? Tulburi de spectru autist, întârzieri în dezvoltarea neuropsihomotorie, avem și probleme de tulburări emoționale, depresie, anxietate. Au fost mai multe școlare. Cazuri acum în această perioadă destul de dificilă, în cei 2 ani de zile de pandemie, decât în alte, să zicem, perioade ale altor ani? În afară de creșterea numărului de cazuri cu tulburare de spectru autist, care era un trend crescător și înainte de pandemie, ce am observat este creșterea afecțiunilor de anxietate și depresie, în special la preadolescenți și adolescenți. Vă mulțumesc foarte mult și să știți că mai venim la dumneavoastră. Și vă așteptăm. Pentru că am văzut că bucuria cea mai mare este atunci când copiii primesc baloane și jucării. Mulțumim mult de tot și la mulți ani tuturor copiilor, inclusiv copiilor dumneavoastră. Mulțumim.